Bine am găsit la un nou videoclip, eu sunt Raul, în videoclipul de astăzi facem unboxing la o nouă sculă, de data asta cea mai mare de până acum de la Parkside, e vorba de o drujbă cu acumulator, folosește, adică merge la 18V, 20, acumulator de 4A, ăla de 2A, nu știu, nu cred că merge. Adică n-are rost să... Nu. Să o desfacem. Să vedem ce primim în pachet. Una alta. Ceva de genul să deschie cutia, n-am vrut să o rup, de-aia mă încerc. Primim în prima fază un manual de utilizare, o sticlă cu ulei, cred că ulei de lant bio. O să vedem, revenim mai încolo și la ulei și la restul. Corpul, adică drujba. Deja vine cu lama montată. Un carton pe ea. Mai are aici încă un plastic, un anversizment. Tăiem jos. Băgăm tot în cutie. Adică dăm cutia să nu ne mai încurce. Trecem la piesa de bază, drujba, ceva de genul arată, destul de fain, îmi place designul, în prima fază, lama, Oregon, 90, long kit, are și ceva mini din frână de mână, nu prea avem prea multe de zis. Desfacem uleiul, mi-a dat o sticluță pe că de 180 ml, e un plic, cred că pe sticluță zice că bio ulei, ulei de lant bio cu ultra promotor cu aderență. Ciuda. Ulei de lant în orice caz. Completăm. Am o jumătate de rezervor. Oricum arată fain și sticluța asta. E gradată. Nu, vă dați seama. E la 20, la 180 ml. Ziceți că e... Nu. Am aici niște acumulatori. Acumulatorii mei 2A, 4A. L-am ăsta 4A încărcat full. Îl băgăm să vedem cum se comportă. Prima pornire în viața ei. Are pornire sistemul acela lent, nu dintr-una să ne consume, să ne strice bateria.
aici. Aici avem un indicator de ulei. Lama. Aduc o ruletă să vedem cât, ce lungime are utilă. Deci lama are o lungime utilă de 23,5 cm. Întinzătorul de lanț, șurubul care strânge capacul. Prea multe nu avem ce vorbi de ea. Frâna de mână, oprește electronic. Când dai drumul la trăgaci, se oprește. Sunt puțin fain. Nu prea avem ce vorbi prea multe. Să o punem un pic la treabă. Să vedem cum e. Bun, deci am pus aici un lemn. Să vedem cum merge. Cam atâta videoclipul de astăzi. Să facem un videoclip separat cu o comparație între asta, una la 220, una cu motor termic. Dacă v-a plăcut videoclipul de astăzi, dați un like, abonați-vă, dați un comentariu. Eu am Foraul, ne vedem la videoclipul viitor.